SUA a anunțat miercuri că suspendă un ajutor în valoare de 95 de milioane de dolari pentru Georgia după ce Parlamentul țării a adoptat legea privind agenții străine, despre care criticii spun că a fost inspirată de o lege din Rusia utilizată pentru a reprima disidența politică. Legea controversată a declanșat proteste printre georgieni care au declarat că aceasta le va spulbera parcursul de aderare la UE. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat american Antony Blinken. El a declarat că acțiunile autorităților georgiene sunt incompatibile cu dorința de a adera la Uniunea Europeană și NATO. Suspendările au fost impuse pentru acțiuni antidemocratice și declarații false ale guvernului Georgiei, care nu sunt în conformitate cu condițiile de aderare la UE și NATO. În timp ce ajutorul pentru guvern este suspendat, Statele Unite vor continua să sprijine programele și activitățile din Georgia care întăresc democrația, statul de drept, mass media independentă și dezvoltarea economică, a declarat șeful politicii externe a SUA. Conform comunicatului, de-a lungul celor 32 de ani de parteneriat între cele două țări, SUA au oferit asistență în valoare de peste 6,2 miliarde de dolari Georgiei. Ulterior, Casa Albă a precizat că fondurile suspendate ar putea fi redirecționate către ONG-uri. We continue to assess the broader bilateral relationship. In some cases, assistance programs may be modified to redirect resources to non-government entities working within a particular sector. Oficialii georgieni nu au comentat anunțul americanilor. Legea adoptată de Parlamentul Georgiei în iunie impune entităților care primesc mai mult de 20% din finanțare din străinătate să se înregistreze ca agențe de influență străină. Drept consecință, Uniunea Europeană a suspendat, de asemenea, pe 9 iulie, ajutorul în valoare de 32 de milioane de euro acordat Ministerului Apărării din Georgia. Ambasadorul Uniunii Europene la Tbilisi a mai precizat că și aderarea Georgiei la UE a fost de asemenea pusă pe pauză la doar câteva luni după ce Georgia a obținut statutul de țară candidat pentru aderare la UE.